Bună, sunt Cristina de la 4 Arte și astăzi am pentru voi o recomandare de carte de la editura Herald și anume Frida Kahlo pentru pasionați de Ellen Percy. Dacă n-ați auzit de Frida Kahlo, a fost o pictoriță celebră, dați și voi un search pe Google și găsiți o grămadă de informații despre ea. Așa, ce e cu această carte? Eu citesc de obicei romane, cărți de istorie, biografii, dar în niciun caz nu m-aș fi gândit vreodată să-mi iau și să citesc o carte de citate, cum este aceasta, de citate explicate și comentate, așa cum face Ellen Percy, că ne și explică ce a vrut să spună Frida, ce au însemnat pentru ea aceste lucruri pe care le-a spus și ne mai dă el așa și niște sfaturi pornind de la citatele ei. Cred că, până la urmă, fiecare persoană care citește această carte, o să găsească în ea câte un citat care să-i se pară interesant, frumos, răscolitor, emoționant. Cred că e pentru fiecare câte ceva. Sunt 60 de modele de inspirație cotidiană, așa că măcar unul și tot o să vi se pară ceva deosebit. Așa, ia să vedem noi. Un citat, da? Din Frida. Să ai un iubit care să te vadă ca pe o prăjitură cu aromă de whisky. Pornind de la acest citat, autorul vine și ne povestește ce înseamnă pentru Frida aceste cuvinte și apoi ne prezintă câteva sfaturi, îndrumări ale unor psihologi legat de ce este nevoie pentru a avea o relație frumoasă, sănătoasă și așa mai departe, de cuplu, da? Bun. Altceva, ia să vedem ce mai găsim pe aici, că sunt o grămadă, unele mai lungi, unele mai scurte. Trecerea noastră prin această lume este atât de absurdă și de efemeră, încât mă liniștește numai gândul că am fost sinceră, că am reușit să fiu cât mai asemănătoare cu mine însă, da? Și aici, iarăși, autorul ne învață cum să fim sinceri cu noi înșine, cum să ne prezentăm în fața lumii așa cum suntem, fără nu știu câte măști, să spunem ceea ce avem de spus, să acționăm conform principiilor noastre și așa mai departe. Da? Bun. Deci, cum spuneam, Frida Kahlo pentru pasionați, de Ellen Percy. Găsiți la cartela editura Herald.